Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Dumitru Oprea, este deputat PNL. Îi spun bună seara și bine ați revenit la noi. Sărmâna, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii tale. Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Iată un moment numai bun, m-am gândit eu așa să facem un bilanț la 6 luni de politică ieșeană, politică pe întreaga țară și chiar așa mă și gândeam să începem încotro politica noastră. Chiar aveam niște discuții cu niște prieteni, interesant ce vă spun acum, niște prieteni de la guvernare. Deși noi suntem în opoziție, ei ne acuzau și spuneau, Doamne, să tot faci politică acum în opoziție, că noi vă oferim de-a subiecte de vă speriem. Deși ei oferă multe subiecte, multe dintre ele sunt și scăpate. De exemplu, acum, în ultima perioadă a sesiunii, ce am încheiat-o, sperăm noi, aveam discuții cu cei de la departamentul juridic și le spuneam, măi, dar voi v-ați înscris și ați luat cuvântul mai bine de 2 ore, niciun amendament propus de noi, prin voi, n-a fost acceptat. Dar de ce vă mai permite să omorâm timpul? Păi, domn profesor, dar noi zilele trecute am câștigat, am avut la nivel de comisie juridică propuneri, au fost aprobate. Pe atunci prezentați-le pe astea, oameni buni. Nu prezentați în fața plenului toate propunerile care nu au fost acceptate. Acum revin la întrebarea pusă dumneavoastră. Sunt subiecte interesante. Multe dintre ele au fost aruncate așa, să vadă probabil guvernarea, cum reacționează opoziția, cum reacționează clasele sociale, cum reacționează Piața Victoriei și alte categorii implicate. Nu știu cât era de valabilă provestea unei copii a ordonanței 13 într-o versiune, bineînțeles, amendată, dar a fost subiectul la început de săptămână cu care cei din opoziție s-au umflat în guvernare. Deși cei care erau vizați direct spuneau nu, pe cuvânt, nu se discută, nu se comentează un astfel de subiect, până astăzi, vineri, într-adevăr s-au ținut de cuvânt și o formă a ordonanței 13, care viza, știți foarte bine ce aspecte, alte variante prin care legile României să spele la față pe cei care sunt sub incidența lor în momentul de față. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. În săptămâna asta au fost câteva discuții legate de actul de guvernare, câteva povești vizând o relație cu Banca Turciei și tot așa. Deci sper să încheiem partea asta din luna iulie și din final, că noi avem mandatul până, l-am avut până pe data de 19. Așa că de acum, dacă nu s-a mai prelungit, intrăm și noi în concediu. Deci subiectele aruncate a fi foarte periculoase, au fost multe dintre ele mai mult probe de încercare să vadă cum reacționează opoziția. Nu s-a întâmplat nimic în perioada asta. În săptămâna trecută au fost și erau subiectele ce le aminteam mai devreme, colegii noștri din Comisia Juridică s-au tot înscris la cuvânt, dar niciun amendament propus de ei n-a fost aprobat în varianta plenului, în afară de cele 70-80 de voturi ale noastre, 100 și de voturi date de cei de la guvernare, au dat rezoluție negativă. Și chiar le reproșam colegilor noștri, de ce v-ați mai înscris 2 ore, unul de la USR, unul de la PNL, ca să luați cuvântul și niciunul dintre ele să nu fie aprobat? La care eu zic, domnul profesor, dar este singurul mod prin care mai trebuie să mai știe și cei din țară că noi mai lucrăm câte ceva. Măi, dar voi anterior n-ați lucrat și câte ceva care să meargă? Ba da, am avut în comisie, înainte de plenul de astăzi, zilele trecute, propuneri de ale noastre care au trecut. Păi de ce nu le-ați prezentat pe alea fraților? De ce nu le-ați prezentat că cei de la guvernare au mai respectat și punctele de vedere ale voastre din opoziție? Că altfel am pierdut timpul aici și lumea s-a plictisit să vadă cum propunem pe bandă rulantă tot felul de amendamente și nici unul
nici măcar un cuvânt n-a fost aprobat. Cam astea sunt elementele de sfârșit de sesiune. Urmează o altă sesiune și, din câte știu, fiind în comisia de muncă, am aflat, dar tot așa prin surse neoficiale, dar destul de bine investite cu credibilitate, că se lucrează de zor la formula finală a legii pensiilor. Că și legea pensiilor, ca și legea salarizării sau a salarizarea unitară a bugetarilor, cum era varianta inițială, tot în comisia de muncă se discută. Nu avem nimic în plus. Probabil că și noi vom fi la fel de surprinși ca și cei de la guvernare, că nici ei nu sunt privilegiați. Sunt guvernanții de drept, guvernanții de nedrept și știți probabil la cine mă refer, că la un moment dat chiar fostul pedelist al nostru primar într-un județ din preajma Oltului a devenit aproape oficial guvernantul de bază, deși el n-are nicio treabă cu guvernarea. Cere doar atât într-un an în care se sărbătorește centenarul să facem cât mai mile pomeni, cât mai multe pomeni, cât mai multe iertări, cât mai multe. Adică, domnule, legile nu mai există în anii de sărbătoare a centenarului, după optica dumnealui. Deci, astea sunt câteva dintre aspectele ce le-am discutat. Există o oarecare înțelegere, pentru că într-o variantă chiar astăzi am dat drumul la o declarație de presă în care și eu încerc să merg cu explicații vis-a-vis de nepierderea timpului. Să știți că multe dintre lucrurile făcute de noi, de cei de la Partidul Național Liberal, de cei de la PMP, cât o mai fi, că are o situație destul de neplăcută, USR, dar eu vorbesc de PNL în momentul de față și să știți că multe dintre sesizările noastre au căpătat forma cea bună, au fost acceptate de Curtea Constituțională a României. Dacă nu noi ne facem promovare, cine să o facă? Și astea le-am prezentat așa într-o formulă destul de scurtă, că lumea nu trebuie să afle chiar cu toate cele detalii ce facem noi. Dar să știți că facem. Lucrurile sunt destul de clare. Cred că sunt destul de clare și vizibile și spun asta pentru că, iată, opoziția are responsabilitate, aș spune eu, faptul de a veni cu tot timpul cu proiecte, cu amendamente, cu răspunsuri care să nu fie la fel cu cele ale guvernanților, nu? E normal, pentru că sunteți opoziție, dar pe bună dreptate la unele chiar aveți tot temeiul să vă spuneți oful, pentru că sunt niște lucruri care se întâmplă în țară și parcă numai noi nu suntem legați la ochi. Da, dar și când avem lucruri normale. De exemplu, săptămâna asta, fostul președinte al Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, a ținut să aibă o întâlnire cu foștii membri PDL care sunt de acum membri PNL. Iată că au aproape 3-4 ani de când noi am trecut de la PDL la PNL, facem parte din același partid. Am avut o întâlnire în urmă cu 2 zile. La sediul partidului. Acolo președintele Partidului Național Liberal, Orban, știa. Ne-am salutat, salut, ce faceți? Păi avem o întâlnire. De fapt, întâlnirea care era? Încercarea lui Vasile Blaga de a-i convinge pe colegii noștri că totuși nu mai suntem din două partide, că suntem dintr-un singur partid și că partidul ăla este Partidul Național Liberal și că Partidul ăsta Național Liberal va fi util și președintelui pentru alegerile prezidențiale din anul ce vine, dar și pentru alegerile europarlamentare, care sunt și mai devreme, în primăvara lui 2019. Iar noi trebuie să facem așa, în așa fel încât partidul să dea semnale de funcționare. Este un secretar mai tânăr care, dincolo de tinerețe, nu-i poți să condamna nimic. El încearcă să facă lucruri bune. Dar secretarul general de dinainte, Vasile Blaga,
are un alt mod de a aborda lucrurile. Aborda lucrurile. Și toți ceilalți din toată țara, în momentul în care Vasile Blaga a ridicat tonul într-un fel sau altul, s-a cam făcut liniște. Exact. Lucrurile astea au fost discutate. Sper ca alte întâlniri de genul ăsta să fie făcute în așa fel încât să participe întregul Partid Național Liberal și cu puncte de vedere dintr-o parte și din alta, adică lucrurile care să miște spre bine starea Partidului Național Liberal. Bine, cred că ar putea fi ascultată experiența domnului Blaga, pentru că nu are un an sau doi de politică și de conducerea unui partid, așa că, na, cei mici ar putea învăța de la cei mari, cam Vasile asta ar fi. Vasile Blaga este precum o bunică ce știe perfect ce se întâmplă. Cum e cu bătrânul acela, cumpără-l dacă nu-l ai, nu? Exact, deci știe foarte bine ce se întâmplă în curtea ei când fetele ei, băieții ei, la rândul lor au copii și copiii nu întotdeauna se împacă foarte bine. Dar are acel simț cu care operează. Vasile Blaga cu asta a operat. Băi, să nu-mi spuneți mie că toți sunteți foarte încântați de ce se întâmplă în cartierul vostru sau... Băi, trebuie să ne învățăm cu lucrul ăsta, că facem parte dintr-un partid național liberal și că toate mofturile astea trebuie să dispară, dar prin înțelegere. Altfel să spui, vai, dar o ducem așa de bine, este așa de mare bucuria de a fi în partid, nu, bucuria de a fi în opoziție trebuie să fie, așa cum ne spuneau cei din PSD ALDE, dar să o folosești în așa fel încât lumea să spună, da, uite, au descoperit-o și pe asta, și pe asta, și pe asta, și uite că au înferat-o. Cam asta este rolul opoziției. Da, așa este și am văzut că tot în declarațiile de presă pe care le-ați mai avut zilele acestea ați și precizat că legiuirea este abuzivă și e clar că trebuie făcut ceva, nu? Da, pentru că ce nu pricep oamenii noștri și mulți dintre ei nu o fac cu răutate. O fac doar așa. Mă întreabă, domn profesor, dar dumneavoastră sunteți oameni serioși, cei pe care vă știu eu, sunteți oameni așa de serioși, dar de ce nu puteți să faceți nimic acolo? Și atunci noi suntem nevoiți să le povestim. Puterea cea mai mare se află în mâinile celor pe care dumnealor i-au votat să facă parte din Parlament. Când Parlamentul este sub controlul PSD-ului, ALDE, al altor forțe, noi nu putem să facem nimic decât să spunem, ia uitați-vă ce fac, ia uitați-vă ce fac, ia uitați-vă ce fac, dar nu poți să le faci nimic. Pentru că guvernul se află în mâinile parlamentarilor PSD-ALDE, în principal. Legile făcute în Parlament se află sub controlul PSD-ALDE. Că sunt bune, că sunt nebune, se află în mâinile lor. Eu mă simt vinovat și aici i-am rugat și pe colegii noștri să facem lucrul ăsta. Să-i convingem pe cei care cred că toată viața vom fi sub controlul PSD-ALDE că o să vină și vremuri în care părțile neinspirate, părțile rele din legislația lor le vom înlătura îndată ce suntem noi la putere într-o formulă că doar nu o să fie sudați numai PSD-ALDE. Este posibil. Uitați-vă acum. Ei trăiesc niște momente foarte neplăcute. Au avut două voturi în plus peste 165. Unul era dubios. Deci PSD cu ALDE erau cât pe aici să-și piardă controlul în Parlamentul actual. Închipuiți-vă că lucrurile se mai atenuează și pentru alegerile de la sfârșit de an 2020 putem să reparăm bine din ele. Asta este convingerea noastră și să încercăm și pe cetățenii României să-i convingem că nu stăm chiar de pomană. Cu siguranță nu este așa. Așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă în 2020. Poate oamenii înțeleg că trebuie să iasă la vot și să-și decidă viitorul, că practic până acum ce s-a întâmplat e clară. Da, acum, de exemplu, am discutat, dar nu vreau să lungesc mult subiectul. Avem două probe în 2019 foarte tari. Prima, poate eu îi zic trei probe. Prima provocare este 2019, la început de an,
fiindcă de la 1 ianuarie 2019, 6 luni de zile, conducem, noi suntem, avem președinția Consiliului Uniunii Europene. Exact. Și suntem și șefii celorlalte două țări care ne vor urma alte 6 luni. Da? Deci în condițiile astea noi trebuie să fim lideri de opinie europeană. Este o probă de foc, exact cum a spus. A doua probă. Suntem în plină conducere a Europei și spre primăvară noi intrăm în alegerile pentru Parlamentul European. Nu ne este indiferent câte posturi vom ocupa în Parlamentul European. De-abia trecem de alegerile din Parlamentul European și în toamnă avem alegerea președintelui României. Vă închipuiți că noi nu ne-am grăbit acum când ne-am adunat la București? Este un semnal foarte clar din partea colegilor din PDL, care sunt peneliști, că hai să terminăm cu poveștile, ne adunăm și ne apucăm de rezolvat atâtea lucruri foarte importante. Fiindcă de-abia apoi, în 2020, urmează alegerile locale și alegerile prezidențiale. Dar până atunci avem foarte multe lucruri importante. Da, și cum spuneați și dumneavoastră, principala, iată, cea din ianuarie, care o să fie cu multe semne de întrebare și nu știu dacă la nivel de țară se va face ceva. Nu știu dacă nu o să ne dăm noi cumva cu firma în cap. Auziți, am o vorbă destul de dură. Dom'le, nu-i momentul să ne facem de râs. Nu-i momentul. Acolo nu mai contează cum. Sunt mii de acțiuni pe care România trebuie să le coordoneze. Fie că au loc în teritoriul României, fie că au loc la Bruxelles sau la Strasbourg, în structuri europene. Toate aceste acțiuni trebuie să fie perfect controlate, iar celor care sunt în structurile europene, să le dăm mesaje că știm ce vrem. Noi acum, cred că ar trebui la nivelul structurilor parlamentare să venim cu câteva lucruri foarte importante, foarte necesare. De exemplu, Estonia, care a demarat în mandatul 2017 spre sfârșit atât de bine cu guvernare digitală, cu bancnote criptate, cu asocieri național, local, nu mai țineau cont de din ce teritoriu se află, ofereau posibilitatea tuturor cetățenilor planetei să participe la o guvernare modernă văzută de Estonia. Ei chiar lansaseră și o criptomonedă a lor, dar nu ăsta era elementul principal. Estonia, o țară mică, foarte mică, a demonstrat că nu trebuie să fii un colos de zeci de milioane, sute de milioane, ca să demonstrezi că ești vizibil. Puțin și foarte bun. Hai să ne ducem și nu se poate să nu amintim măcar tangențial Croația. Croația este o țărișoară atât de mică încât uitați-vă că la un moment dat, deși Franța a câștigat și a preluat cupa planetei, de toată isprava a fost președinta Croației, care prin modul atât de natural de a se comporta, a atras privirea întregii planete. Nu contează numărul. Au chinezii o zicere a lor. Numărul este cea mai puternică armă. Da, dar ea ca nu întotdeauna. Și au făcut-o cu o demnitate și cu... Exact. Într-adevăr, foarte frumos modelul Croației, da, și da, da. Chiar de remarcat. Uitați-vă în structura echipei. Deci, structura echipei Croației este toată regăsită în cele mai mari echipe de fotbal ale Europei. Deci o echipă foarte puternică. Cel care a fost uns cel mai bun fotbalist al lumii este un croat, dar el este persoana cheie la Barcelona. Prieteni și așa, dușmani în Spania, prieteni în echipa Croației. Deci, nu are importanță cât de mare este țara ta, ci cât de tare ești tu și în ce echipe puternice faci parte. La fel și în politică.
Și în politică și în fotbal, iată că tot făcut această paranteză. Sunteți la curent cu noutățile și imposibil să nu știți de meetingul pe care doresc românii din diaspora să-l facă în România în august. Și iată că până la momentul acesta ei nu au o aprobare. Mă feresc să folosesc o zicere din popor. Întărită-i drace că și mie îmi place. Aici nu e cazul de așa ceva. Nu știu cine a venit cu un astfel de mesaj atât de neinspirat prezentat. Că dacă i-ai lăsa și ar fi firesc să-i lași, oamenii ăștia nu vin să vandalizeze țara. Exact. Vin să spună și ar fi și o probă. Că ei tot au zis, dacă noi scoatem un milion, dacă opoziția scoate în stradă un milion, noi avem acasă 19 milioane care nu au ieșit în stradă. O formă neinspirată de a spune că ei sunt iubiți de cei care nu ies în stradă. Deci dacă ar fi lăsat ca lucrurile să se întâmple așa, eu nu știu dacă era o probă neinspirată. În felul ăsta i-au ostilizat mai mult. Eu cred că se va găsi o formulă elegantă prin care să se depășească un astfel de moment. Știți cum să nu pățească cum au pățit și cei cu meeting-ul pentru autostradă meeting, că au făcut un marș destul de... În 1995, v-am întrerupt vorba, știu despre meeting-ul ăsta și îmi pare rău că s-a încheiat așa cum s-a încheiat, dar în 1995 am fost invitat la Varșovia, în Polonia, unde era reuniunea planetară a românilor de pretutindeni. A fost o sărbătoare extraordinar de frumoasă și de ce am făcut-o în Polonia? Fiindcă se părea că și atunci cei care erau foarte neîncrezători că noi suntem în stare să gestionăm un astfel de eveniment, am putea să-l gestionăm corect. S-a întâmplat în Polonia, lucrurile au fost superbe, ne-am împrietenit cu Balceroviți, i-am dat titlul de doctor honoris causa al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași peste 5-6 ani pe mandatul meu. I-am oferit un astfel de titlu, ne-am împrietenit și am pornit la schimbarea la față și a României după Polonia. De reținut, noi întotdeauna am fost mai târzii în reforma economică, financiară, politică, cu 10 ani decât polonezii. Cu 10 ani întotdeauna. Un Balcerovici n-am avut așa de vizibil. Am avut noi câțiva oameni foarte buni, dar mai modești, mai cu un control venit de la guvernarea care era PSD-istă 80%. Între timp ne-am mai redresat. Suntem pe final de emisiune și nu aș putea să ratez și subiectul legat de admiterea la universitățile iesene, pentru că sunteți profesor universitar și sunteți aproape de tineri, de studenți. Ați observat această avalanșă de înscrieri, așa cum am observat-o și noi anul acesta? E un lucru îmbucurător. Nu, avalanșa asta este una care nu am ultimele date de la noi. Anul trecut a fost destul de bine reprezentată avalanșa tinerilor și anul ăsta a fost destul de bună participarea, dar să știți că pe fenomen, pe trend, în momentul în care eu am încheiat rectoratul la Universitatea Cuza, erau în România un milion de admiși. Acum sunt în România 500.000 de admiși. Deci ne bucurăm că este o avalanșă, dar avalanșa asta este ușor, ușor descrescătoare. Aici trebuie să vedem ce facem încât să menținem un ritm cât de cât, măcar la nivelul actual. Să fim bucuroși că încă tinerii vin la universitățile de stat îndeosebi, pe meserii care sunt pe val, pe trend, și că nu ne mai părăsesc țara doar la mica adiere de vânt.
Așa sperăm și noi să nu mai plece din România, pentru că, iată, sunt multe oportunități frumoase aici, dacă știi să le deosebești și să, nu știu, să profiți de ele. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la invitatul jurnalului. Să mai veniți la noi. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.